Salutare, vă voi și bine ați venit din nou pe canal. Astăzi probăm un joc nou pe canal, probăm Alaska Road Track, un super mișto de camioane, un joc frumos, o să vedeți și de ce, pentru că ai o grămadă de comenzi, o grămadă de chestii poți să faci cu camionul, o grămadă, ai birou, ai casă, ai inventar. Asta e mai mult, să zicem, un survival. Bine, un survival nu e chiar survival, dar ai inventar, trebuie să dai de mâncare, poți să faci la omul nostru, trebuie să mânce, trebuie să se culce, trebuie să... o grămadă de chestii poți să faci cu el și la camion, iar o să vedeți câte comenzi avem noi la camionul ăsta. Bun. Hai să dăm drumul, să nu mai stăm de vorbă, să vedem despre ce este vorba jocul, vedeți și voi. Aici avem personaje, putem să alegem personajele cum vrea, care vrem noi, avem femei, bărbați, uite-l eu pe băiatul ăsta. Îi dăm așa un nume, îi dăm un nume frumos și după aia îi dăm aici, putem să schimbăm, da, putem să schimbăm și putem să punem asta sau asta. Eu o să lasăm cam așa asta, oricum mai încolo o să trebuie să punem și haine, o să vedeți, o să vedeți. Pentru că dacă vine frigul trebuie să-l îmbrăcăm, dacă e cald trebuie să-l dezbrăcăm și chestii de astea. Bun, se pare conceput joculețul. Acum ne explică puțin, ne spune despre tot. O să începem noua, ne spune că o să începem afacerea noastră proprie. Deci o să fie ultima zi din lucru pentru noi, pentru firma asta. Și după aceea să ne deschidem noi o afacere. Aici poți să deschizi o afacere cu camioane. Bine că și mai cu camioane deschizi o afacere și chestii, da? O să vedeți că e diferit, și camioanele sunt diferite. Avem camioane americane, nu știu mai târziu dacă o să ne bage camioane ceva mai noi, camioane europene. Dar aici avem totuși cu camioane americane. Mie îmi plac camioanele americane, adevărul că îmi plac, nu vezi multe prin Europa. Nu prea vezi, nu știu dacă vezi vreo 2-3 prin Europa. Aici ne spune puțin să deblocăm camioane, aplicăm, tot avem 4 stațiuni, avem vară, iarnă, primăvară, toamnă. Avem supraviețuire, cum vă spuneam, și viață, avem și viață, deci așa că trebuie să-i dăm și mâncare și de asta să nu-și pierdă viața băiatul, să nu pierdă din viață. Bun, acum începem joculețul, bă băieți. Bun, s-o trezit băiatul, am început. Bun. Trebuie să vorbim cu șefa, asta și că șefa. Bună ziua, doamna șefa. Rente, oh, ce zice? Chip așa, trebuie să ducem, avem dedus timpul așa, avem 20 de ore, trebuie să ducem. Standard 250 de mile, 5 ore. În 5 ore te ducem master. Ne dă 4.168 de dolari. Bun. Apartament gratis. Bun, aici nu poți da nimica. Bun, 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 bun. Și aici trebuie să selecționăm asta, să acceptăm misiunea. Bun. Șef a zis să acceptăm misiunea. Bun, am plecat, bă băieți. Bă băieți, am plecat, suntem Roadside Hotel. Bun. Aici avem camionul. Avem aici două camioane. Avem unul verde. Care asta e al lui altcineva, nu e nostru. Avem pe ăsta roșu, care mi-l dă mie, bun. Prima dată, bă, ce trebuie să facem? Să cuplăm remorca la camion. Ne punem aici și dăm un E și am cuplat-o. Bun, acum ce zice? Ia uitați-vă și văd ce mecanic care. Trebuie să le luăm cablurile și să le punem aici. O, stai așa. Ia cablu, mă. Bam. Luăm cel verde, îl punem cu cel verde, bineînțeles, aici. După cum știți, camionele astea, la camionele trebuie făcută chestia asta pentru că îți de lumini și îți de frâne. Bun, punem și asta aici. Bun. Luminile. Așa, acum trebuie să ridicăm, asta, picioarele. Îi dăm aici și îi dăm aici și îi dăm în sus. Ridicăm și picioarele frumos, la remorcă. Și să plecăm, că avem 4 ore și 5-7 de minute până ajungem acolo, băieți, așa că trebuie să ne cam grăbim, nu? Bun, deschidem aici camionul, pornim motorul și am plecat. Motorul se pornește de aici. Bam! I-am dat la motorul, băieți. Încă o chestie interesantă, aici avem frâna de mână. Bam! În spate, putem să mergem în spate, în cabină. Aici dormim. Aici avem... ne putem băga, uite, avem niște cartofi prăjiți, să mâncăm chestii. Aici avem microundă și aici avem frigiderul. Nu, aici nu, aici nu e frigiderul, aici e asta. Aici e unde avem haine. Refrigerante, uite, avem de asta ulei, avem ceva să ne punem pe noi dacă ne frig, o geacă. Aici avem iară pizza, aici e frigiderul, da, aici e frigiderul, acolo e frigiderul. Bun, acum ne punem în față și am plecat, că avem treabă, că dacă nu pierdem... pierdem aici toată... Bun, putem să schimbăm camera. Uitați-vă și voi. Așa frumos. Îi dăm tare și ne apucăm. Cred că să deschid astea cât de repede, că dacă nu... Deschideți-vă. Așa, aici avem farurile, aici avem ștergătorile. Bun. Merge camionul, haide. Avem ceva de mers, avem harta super, e destul de mare dacă vă uitați, uitați-vă și voi cât e harta de mare, trebuie să ajungem aici. Bun, uitați-vă, e destul de mare, ai destul de mers pe aici și eu cred că cu timpul, ia uitați și mereu în sus, eu cred că cu timpul o să o facă mult mai mare, pentru că aici în zona asta nu este nimic și cred că o să o facă mai mare. Avem unde să mergem, da, e destul de mers, deocamdată avem de mers. Avem. Bun, hai să mergem. Acum de moment e vară. Dacă vă uitați, avem grade. Avem, spune că pământul e uscat, că punem chiar lângă grade, că pământul e uscat, asta, că nu o să vină, o să ploaie, o să pune că e umed, că nu o să fie zăpadă, îți dai seama, o să patinăm pe aici, mai ales când urcăm, o să avem probleme. Aici avem radio, unde putem să chemăm ajutor, de vine să ne scoată dacă rămânem cu camionul undeva blocați. Și aici o să fie super mișto și chestia asta. Aici hai să semnalizăm puțin și să o lăm. Vine mașina, nu vine nimic, nu m-am uitat bine, mă trebuie să te... M-am asigurat, stai să ne iau... de-l pe ăla, nu l-am luat. Bun. Acum vine mașina din față. Hai să-i dăm tare, bă, băieți. Da, avem de mers. Avem ceva de mers, încă de prea avem. Bun. Totul în regulă, avem acolo 100% condițiile, dacă vedeți deasupra la cameră, avem condițiile la camion, 100%. În 4 ore trebuie să ajung să duc transport, echipă de, trebuie să duc ceva echipament și mi-au dat ăștia în remorcă, nu știu ce mi-au dat acolo. Acolo avem mâncare, după cum vedeți. Vedeți acolo, nu? Avem în partea stângă viață, mâncare și energie. Jos avem benzină, lumină și acolo când se încălzește motorul, tot trebuiască să băgăm antigel, sunt sigur de asta. Dar de câte am văzut, aveam și antigel pe acolo, pe cutiile alea, asta să semnalizăm aici, să-i depășim pe băieții ăsta. Pentru că merg cam încet, nu-mi place că merg cam încet, băieții. Hai să ținem semnalizarea pusă. Să ne băgăm în benzinărie. După cum vedeți, avem puțină benzină acolo. Când găsim o benzinărie, să băgăm ceva benzină. Avem jumate, mai puțin de jumate de rezervor. Ce nu-mi place, uitați-vă și voi, mi-arată în mile, câte mile merge pe oră. Dacă mi-arăta kilometri, știi, dar n-am văzut opțiunea. La grade am văzut, că înainte nu erau grade, erau Fahrenheit, așa, și era și mile, îți mile și... frână. M-am băgat direct acum, dacă vine vreo mașină... Aici e benzinărie. Tot așa că ne băgăm până în benzinărie. Nu știu în ce parte am... Stai așa. Prin motorul. Trebuie să băgăm noi benzină sau bag automat? A, uite aici, trebuie să luăm noi. Și unde îi rezervorul? Aici, nu? Da. Hai, trebuie să punem frâna de mână, stați așa. Nu poți să faci chiar cum vrei tu aici. Da, să trebuie să pun frâna de mână. Bun, hai să le dăm jos și să băgăm motorină, bă, băieți, trebuie să băgăm motorină aici. Bun. Unde e? Aici, nu? Da. Cred că e gata, nu? Ce pune aici? Luăm ăsta de aici și îl punem la loc. Bun. Ați pagat 20 pe urmă. Am plătit. Bun, cred că... ce e aici? Ce mi-arată aici? A, să le reparăm. Fiți atenți aici că trebuie să și reparăm. Se poate sparge farul, se poate arde un bec. Deci avem o grămadă de chestii, bă, băieți, la jocul ăsta. V-am spus eu că avem o grămadă. Ce e asta? Lumini. Luminile dinăuntru. Așa. Hai să plecăm, nu? Punește-mă motorul. Unde-i? Am plecat. Avem benzină. Eu nu știu, că tot așa mi-arată. Nu știu ce am băgat eu acolo de benzină, poate nu trebuia să bag. A, poate... Nu e că poate la acum cu ultima misiune, poate la asta nu trebuie să bagi benzină, dar am încercat să bag, ați văzut? Hai să plecăm, că avem treabă, avem de mers mult, mulți kilometri până acolo. Mai vine unul cu camionul. Ia-și băiatul, băiatul. Nu pleacă băiatul. O, aici avem de urcat. Mă cărăcați ca lumea, mă, băieți. 3 ore și 45 de minute, trebuie să ajungem acolo, neapărat, trebuie să-i dau talpă, trebuie să-i dau tare, pentru că uitați și voi 3 ore și 44 de minute. O să-i dăm tare până acolo, că dacă nu, o să avem probleme. Haide, mă, că poți. Hai că aici îi dăm mai tare, aici îi dăm mai tare. Cumpărăm aici, o să fie... Ar trebui să fie o pantă, ceva să fie, să cumpărăm în jos, nu? Speed limit 25. A, uite, avem și limită de viteză, mă, băieți. Noi mergem cu 41. 43. Tot în față. Avem speed limit, dacă vă uitați, avem numai acolo, la când urcam în sus, știi? Vine cineva din față, să știu, să mă bagă de pășire aici, pe ăștia, băieți ăștia. Au, vine unul. Haide, mă! Vezi că mă dau jos la tine cu ranga, când iau ranga de aici, din mașină, și mă dau jos la tine. Dar vezi numai. Abia mergi. Abia mergea pentru la zăzul, nu? Pe băiat și în ce se mișca. Hai să vedem, băieți, și aici. Aici mai vine unul din față. Speed limit 25, aici avem viteză. Mă bag în depășire aici pentru că mă grăbesc. Băieții ăștia nu fac treabă, uite ce urât frumos. Ne băgăm tare aici în depășiri. Dar să nu vine unul din față acum. Nu vine. Bun. Hai că aici putem să-i dăm viteză numai, să nu avem probleme aici cu frânele. Deci să mai strică și frânele la camion. Aici trebuie să iau dreapta. Stați că trebuie să încetinesc, aici trebuie să fac dreapta. Nu vine nimeni încolo, nu. Bun, ne băgăm frumos. Și îi dăm. 3 ore și 14 minute. Ne apropiem, nu? Cred că ne apropiem și de unde trebuie să mergem. Mă gândesc și eu, că dacă nu... Auto Parts. Acolo se vinde ceva. Iese pentru mașini ceva. Acolo este ceva, o clădire. Suntem aproape? A, suntem aproape, mă, băieți. Mă aproape de... Acolo mi-a arătat clădirea. Bun. Deci trebuie să ne băgăm undeva la stânga, adică te văd, da? Undeva la stânga o luăm aici. Dată așa. Stânga! Dați-vă-ți! Ăsta să nu spui că și ăsta să bagă în stânga. Ce asta să bagă în stânga, dar... Hai cum să nu se bage și el în stânga, mă, băieți? Voi știți că așa îs ăștia. 55 limit speed. Bun. Aici trebuie să fie o fabrică ceva. Nu știu dacă nu aici avem și noi sediu. O vedem acum. După cineva, văd și un om acolo în drum. Mă așteaptă cineva acolo. Camionul ăsta cred că e al lor, ăsta nu e al meu. O să trebuiască să ne luăm și camionul nostru aici. Să vedem acum. Aici în dreapta. Vedem acum că nu știu. Unde oprim camionul, bă, băiatul? Aici. A, trebuie să vorbim cu băiatul ăsta, normal, să spună. Aici oprim și vorbim cu băiatul. Unde... Hai să punem frâna de mână, că după aia să nu plece camionul de aici. Hai să ne ce băiatul. E șeful. Parcă camionul, cualquier mâine de carga asta. Să-l duc acolo. Parchez acolo, bun. Asta trebuie să vorbești cu oamenii. Știi că când ajungi aici trebuie să vorbești cu... Mergi undeva și te scarci, te duci cu marfa, trebuie să vorbești cu oamenii. Să spună, bă, unde e ceva cu marfa? Unde o las? Bun, am plecat. Bun, hai să... Să o lăsăm aici, trebuie să o lăsăm. Dar nu cred că trebuie cu spatele sau chestii, că nu pune nimic aici. Cred că dacă parchez drept aici și gata, nu? Sau trebuie... Știi ce trebuie? Că trebuie să-l las remorca. S-ar putea... Hai să-l lăsăm, fiți atenți cum facem. Întorc camionul. Și îl las... Trebuie să las remorca aici, știi? Câte văd. Dacă trebuie să las remorca, atunci... Dă-i în față puțin, așa. Aici, bun. Cam atâta, bă, băieți. Acum, punem frâna de mână. Important, oprim motorul. Pentru că n-a ajuns să meargă motorul degeaba. Îi dăm jos. Lăsăm pe băiat jos, lăsăm remorca jos, pentru că remorca... Cred că s-ar putea camionul să fie a meu și remorcile să le luăm, să le ducem, să avem misiuni cu ele. Așa. Acum mergem, luăm cablurile jos. Verdele privată. Punem la locul lui, aici. Luăm și pe băiatul ăsta roșu. Îl punem aici. Bun, am făcut și treaba asta. Acum trebuie desfăcut ăsta. Gata. Acum ce trebuie să facem? Să luăm banii de la băiatul ăsta și să nu se stricăm toți. Bun, îmi dă... Uite, îmi dă penalizație de cargă. Mi-a pătruț. Cred că am ajuns prea târziu. M-am băgat eu acolo din aia. Am făcut prima misiune. Bun. Aici avem personalizat, avem, putem să cumpărăm mâncare, aici avem așa. Bun, 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 bun. Să vedem ce zice. Deci aici avem fabrică. A, dacă vrem altceva de lucru, putem să deschidem, avem harta acolo și acolo avem să acceptăm altă... Trebuie să avem licența, ca să putem să mergem la lucrul ăla. Bun, aici ce avem? Aici avem. Înainte să plecăm trebuie să mâncăm. Dacă suntem, dacă ni sunt, trebuie să dormim în camion, să conducem până la un hotel. Să avem grijă de combustibil, așa, bun. Și aici, continuăm ganând cu banii care am câștigăm, putem să cumpărăm camioane, să le personalizăm. Poți să vizitați tăieri, minim asta, putem. Bun, deci, mâncare, combustibil, chestii. Bun, acum. Ce ora? Estați zis o pară de reclamare sub cuartel general. Îi ponerte marce sub propriu negociu. Transporta, porcă. Una misiune. Bun. Zice că putem să facem tot asta. Punctul de interes, nu știu ce, ce avem aici. Bun. Cartodos, ce avem aici? Trebuie să ne luăm ceva de lucru. Aici ce avem aici? Ce asta? Pe cambio, asta nu mă interesează, asta e camionul. Ăsta are ceva sau din care putem să nu pot obține. Nu dă ceva de lucru de aici. Bun, camionul e a meu. Deci remorca numai. Deci camionul, noi avem un camion care e ăsta nostru și atunci noi numai remorcile și cam atâta. Bun. Zice să luăm, dacă vrem ceva de lucru, avem aici ceva de lucru, putem să gestionăm, adică putem să avem propriul nostru, afacerea noastră. Adică să avem, uite, trebuie să mergem aici. Și acolo avem, ci că, nu știu, stai să, hai să mergem până acolo să vedem. Că avem biroul nostru, ceva de genul, zicea. Ia să vedem, hai să punem camionul frumos. Rola de mână o luăm, am plecat. Să mă duc pe aici prin spate? Se pare că dacă și aici este un drum. Acum camionul ar trebui să meargă mult mai bine. Fără remorcă, merge mult mai rapid, nu? Da, uite ce camion avem. Asta e camionul nostru, primul nostru camion. Nu are mulți kilometri, dacă uitați are 81 de mile. Deci nu are mulți kilometri. Hai să mergem să vedem ce, unde ne duce. Cred că ne duce exact la biroul nostru. Să vedem acum ce zice. 4 mile avem până acolo. Ia să vedem aici. Aici e biroul nostru? A, nu aici, mă, stați că am luat-o greșit. O să nu vină mașini. Mai face și accident, că și aici te penalizează dacă faci accident și chestii. Hai băiatule, dă-i. Se mișto cu volanul și cred că am surprins cu volanul jocul ăsta cu voi, pentru că am volan. Și cred că îi dăm cu volanul la joculețul ăsta, nu știu, vedem acum, vedem. Vedem că vă place și vă, dar dacă vă place, v-am spus, îi dăm cu volanul și dăm tare cu volanul aici. Bun, bă, băieți, hai să vedem. Hai să mergem. Merge camionul nostru. Și ca și grafică, bine, nu are cea mai splendidă grafică și volanul ăsta e mai pătrăcios, așa mai, dar așa e el. Cred că așa e stilul, modelul la volan. Așa nu arată rău jocul, deși voi arată grafică destul de bine arată, nu pot să zic că arată rău. Bun, hai să mergem să vedem ce, unde mă duce. Mă, am 12 mile până acolo, păi da, unde mă duce, mă? 12 mile. Cred că aici avem noi birou, așa-i? Cred că da. Baza. A, e la bază la noi, da. Hai să mergem la noi la bază. După aia luăm ceva de... Aici e baza noastră. Păi și mă, baza avem în toată... În toată asta? Avem baza aici. Deci asta e baza noastră, da. Deci hai să mergem la bază, să vedem acolo unde avem noi, unde... biroul nostru și toate alea. Uite, putem să apăsăm și aici să clansonăm. Da-te, mă! Da-te că trec, eu sunt gol. Mă, în față. Și merge camionul gol. Dați-vă și voi. Gol merge de numai. Acest loc, o, băiatule, dar cu curbele să știți că nu prea... Bine, la viteza asta... Aici, nu? Track rot. Asta e baza mea. De ce am pe aici? Numai... Gunoaie. Closet, aia e închis acolo, bun. Ce zicem? La bază este crucial, pară... Aici facem afacerea noastră. Tu vezi că asta de film. Avem și birou. Să folosim calculatorul să construim noi instalații în asta. Putem să usăm la să cumpărăm și parcări pentru mașini. Trebuie să invertim în atelier. Bun, 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 bun. Bine e de știut treaba asta, hai să vedem. Parcă în camionul noi vreau mușcul al nostru, că asta e a noastră afacere aici, nu? Deci, frâna de mână, care pot să o pun de pe space, nu? Da. Și motorul parcă îl opre de pe R. Bun, ca să nu mai tot... Ne dăm jos. Aici avem birou, bă, băieți. Uite camionul nostru mișto aici. Ați văzut, putem să le schimbăm becurile, bă, băieți. Dacă cumva să arde un bec ceva, trebuie schimbat. Ia uitați-vă ce mișto arată camionul meu. Dar ce pot să deschid pe aici? Să vedem, aici putem să deschidem ușa asta, astea? Nu, pe aici nu se poate folosi nimic. Aici ce este? Cadena. A, uitați-vă, putem să punem lanțuri. Când o să avem zăpadă, trebuie să punem lanțuri. Mișto, mișto, mișto. Bun, hai să vedem că aici avem birou. Deci ăsta e biroul. Bun, ăsta nu e birou, ăsta e atelierul. Aici așa, birou, trebuie să fie și ăsta pe aici, aici birou. Aici avem, ce avem pe aici? Bucătărie, bă, băieți, să mâncăm, ia uite. E gol, trebuie să cumpărăm mâncare. Câți bani avem? Stai, noi avem inventarul pe I. Avem 13.000, oh, 13.000 avem. 700, nu, atâția bani avem. Oh, păi noi avem bani, bă, băieți, bine că nu știu câte descumpeți astea pe aici, dar... E cu 13.000, dar avem ceva măcar. Avem oala de mâncare aici, facem aici o tocare, ceva. Avem mornul, avem aici aragazul, băgăm aici să facem friptura. Bun, hai să vedem, băieți, aici avem atelierul care e super mișto. Bă, mi se pare un joc super mișto. Nu știu dacă vă place vouă, dar arată super bine. Aici avem birou. Aici ce avem? Ce avem? Aici putem să dormim. Băgăm pe foc aici când o să vine iarna. Ceas, ceva pe aici, chestii. Aici avem calculatorul care spune să îl intru pe el. Bun. Noi de aici putem să gestionăm, dacă vedeți, traficante de camionul și ăsta. Asta e camioane, nu trebuie să... A, nu avem abilități încă. A, să-l vindem. Clase 6. Oh, detalii, fiți zis, clase 6. Clase 1. Clase 6, uite ce camion. Model. Dar interior. Să-l cumpărăm pentru 0. Avem nevoie de o plasă. A, bun, bun, bun. Asta cred că mi-l dă, revoluția clase 6. Asta mi-l dă din acum. O să mi-l dea gratis. O să luăm pe ăsta, pe băiatul ăsta. Și putem să-l vindem. Aici aveți de aici. Mai trebuie făcute câteva chestii la camion. Uite, asta e a meu. Camionul ăsta. Deci asta e a meu. Dăm în interiorul, putem să vedem interiorul, bă, băieți. Pam, pam, ne uităm în interior. Și putem să-l vindem. Se vinde cu 19.500 camionul ăsta. Ați văzut, nu? Bun, atunci, nouă ne trebuie un... Să pot să iau, uite, clasă 6, îmi dă camionul, spune că pot să iau camionul ăsta, că pot să iau camionul ăsta de pe treabă, gestionar base. Aer de camion construit por 10.000, putem să facem atelierul. Aparcament, asta așa, aparcament, ăsta mi-l trebuie, 2.000. Și aici atelier de cauciucuri. Vreau ăsta cu 2.000, am cumpărat ăsta aici, bun, ăsta l-am vrut să-l iau. Și vă spun și de ce, ați văzut de ce. Dacă îi vreau... Banco de Alaska. Aici e banc. Nu vreau la bancă să dau. Bun, acum dacă dăm aici, nu știu dacă e un truck shopping. Buy your first truck. Am cumpărat. Spune că l-am cumpărat. Ia stă așa. Spune că l-am cumpărat. I-am cumpărat camionul așa șmecher. Unde-i? Am cumpărat nimica. Am pus parcare acolo. N-am făcut nimica. Aici cred că e un bug ceva. Deci developerii ar trebui să vadă chestia asta, pentru că aici este un bug. Cum poți să iei... Cum poți să iei camionul? Oricum, aia nu contează ca luată. Deci cum poți să iei camion de clase 6 și numărul ăsta că-s blocat, știi? Deci ăsta și ăsta l-am luat și uitați-vă și voi. Dar nu mi-arată modelul. Și cred că de aia nu pot să... Uitați-vă, dau aici. Deci nu mi-arată. Și dacă dau în interior, mi-arată prin pădure. Aici este un bug ceva, așa că trebuie făcut asta. Nu contează, bă, băieți, noi oricum avem camionul nostru. Aici avem atelierul, cum vă spuneam, și acum trebuie să luăm de lucru. Trebuie să luăm lucru, să dăm aici, noi suntem aici, aici avem magazin ceva, cred. Și dăm la aici și dăm permisul care îl avem noi, dar nu știu, permis A, B, C, D, uitați-vă și voi după astea. Noi avem, ce să putem să facem, să fie lung, să fie cursă lungă, să fie cursă scurtă, dificultatea să fie ușor, să fie mult dificil, reputație după reputație. Noi acum, stați așa să vedem, camioneros. Noi suntem ăsta, avem nivel, ce avem aici? Asta avem, permisul, avem AU. Trebuie B-ul, ăsta încă nu-l avem, nu avem puncte. De noi acum cu AU nu mai putem să mergem aici, uite la D, deja putem să, am zis că dui pentru autobuz, că normal dui pentru autobuz, dar aici sunt categorii, să putem să ducem vizați tancuri, aici camionași, aici astea, bun. Noi avem asta. Noi acum, de moment, putem să ducem numai AU. Deci eu nu pot să dau acum să le iau de lucru. Dacă vreți aici, dacă dați aici la lucru, să căutăm aici, nu trebuie, astea nu le am. Așa că să dau numai au. Înțelegeți ce zic? Numai au. Și dacă dau au, și dacă dau distanța să fie mai lungă, mai scurtă sau cum vrea mușchiuleanul meu. Dacă e mai lungă, mai mulți bani. Dacă e mai scurtă, mai puțin bani, înțelegi? Asta este. Bă, sper că v-a plăcut episodul de astăzi. E super tare jocul. Sper că vă place cu camionele. Mai băgăm un episod cu camionele, că e super șmecher. Până data viitoare, m-am salutat. Pa, pa!